întâmplă, tumefiat acolo. Bogdan Țiru a văzut și primul cartonaș galben al partidei. Nu sunt modificări la pauza dintre reprize, niciuna dintre formații. Foarte interesantă abordarea lui Hagi, care a mizat pe aceeași garnitură de start. Cicâldău va încerca să-l învingă de la 25 de metri lateral stânga pe Buzbuchi. Șut scos de sub transversală de goalkeeper. Ocazie pentru Universitatea Craiova. Dacă la pauză scorul ar fi fost, hai să zicem, 3-0 pentru Juveți, cred că nimeni nu s-ar fi mirat. Atât de clar a fost raportul dominant al Universității în primele 45 de minute și se pare că, iată, coordonatele nu se modifică prea tare. Craiova începe tot așa cu pedala de accelerație apăsată la maximum. S-a lovit acolo în cădere de stâlpul porții, ori poate de sol, portarul celor de la Viitorul. Parcă prea mult Viitorul și-a axat jocul pe vedeta Yanis Hagi, cel care mai mult a frânat. Combinațiile sale au fost de regulă regresive, încolțit întotdeauna de doi jucători adverși. Gol! Încă o dată, minutul 3, dar în repriza secundă Craiova marchează și o face prin același jucător, Elvir Golić. Elvir Golić, nu Golić, așa ar trebui să se numească acest jucător, care este practic singurul vârf veritabil de careu pe care Universitatea l-a avut de la reînființare din 2013 încoace. Elvir Golić, permiteți-mi să-i spun de aici încolo așa, înscrie încă o dată și face dubla. Iată-l, folosindu-și cei 191 de centimetri cu care l-a dotat natura pentru această săritură. Marcaj foarte larg, naiv, aș spune, al celor de la Viitorul Constanța. Bogdan Țiru depășit cu ușurință, mingea este catapultată de Golić în plasa porții lui Buzbuchi și este 2-0.